Dom dom dam dam ko pang kuno ya paraga lin lei seri edi da kitre ni kurveri lin lei. Salutare tuturor, dragi prieteni, bine v-am găsit. Așa cum știți, bineînțeles cu toții, sunt în Qatar, alături de Laura. Și în acest moment eu sunt în camera mea din hotel și stau aici pentru că m-am încălzit puțin mai devreme și imediat o să vină și spectacolul, imediat o să apară lumea, imediat o să vină și mulți ambasadori de aici din Qatar, ambasadorul României, ambasadorul Bulgariei, o să fie mulți ambasadori aici și o să fie o petrecere foarte, foarte, foarte frumoasă. Așa cum știți, bineînțeles, așa cum a fost și un eveniment pe Facebook, eu împreună cu Laura o să cântăm aici și o să asigurăm liniștea urechii tuturor invitaților. Și bineînțeles că am vrut să mă reculec puțin și să stau aici alături de voi, să vorbim puțin, pentru că chestia asta cu live-ul cred că e a doua oară când o fac. Și am vrut să vorbesc cu voi, pentru că știți că mă reculeg, așa îmi revin când comunic cu voi, cu fanii mei, cu prietenii mei mai exact. Se pare că prietenii mei sunt destul de mulți, de fapt foarte mulți, deja 650 de oameni care au venit în acest live. Și prieteni din București, mulți prieteni, văd aici Mihai Luca, te pup Mihai Luca. Da, văd că a venit multă lume. Și sper ca show-ul din această seară să fie un minunat, să fie frumos. Am repetat foarte mult și o să cântăm piese din anii 70 până în anii 2015. Laura împreună cu bandul ei, bineînțeles că o să facă senzație și o să distreze toată lumea așa cum au distrat-o mereu. Eu o să încerc să fac același lucru. Sper ca lumea să placă ceea ce cântăm noi și să aprecieze munca pe care am depus-o tot acest timp și bineînțeles că o să aprecieze pentru că se pune foarte mult accent aici în Qatar pe partea artistică. Actorii, muzicienii, oamenii de studio sunt foarte, foarte apreciați aici. Da, cam asta trebuia să vă zic despre concert. Acum puteți să mă întrebați ce vreți voi. Eu sunt aici, eu acum trebuie să mă relaxez puțin și am ales să mă relaxez în modul acesta. Așa, sunt foarte multe comentarii și nu mai apuc să citesc nimica dintre ele. Deja 790 de oameni. 790 de oameni. Ce telefon ai, Ana Maria? E, uite că de telefon pot să mă lau și eu puțin, că acum în Qatar când am ajuns mi-a cumpărat și eu un 6S. Pe placul meu, bineînțeles, negru. Fabian Ir. Mersi, frate, mersi mult. Văd că toată lumea mirează baftă aici, prin Iași, nu vii. Momentan să știi că din Qatar până în Iași fac ceva. Deci nu se știe sigur. Toată lumea mirează succes. Prietenii mirează succes. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc foarte mult. Iarăși vreau să citesc și eu un comentariu și nu pot să-l citesc, pentru că vin destul de multe deodată. Assalamu alaikum, Ahmad Abu Hilu. Assalamu alaikum, Habibi. The problem is that I can't understand a single word in Romania. Muhammad, afon, ana asef, bas bi safhati hala ijo aktar alam romani. Ulezem ahki romani, lannu هكلازم عشان يفهموا بس راح احكي شوي عربي لانه انا بقطر هلا ولازم اقعد هلا مرتاح ولازم اغني بعد شي ساعتين يمكن ما بعرف وان شاء الله يكون كتير منيح ان شاء الله العالم يحبوا شو راح اغني انا ولورا وان شاء الله انتو تعطوني لايك وكل شي بالصفحتي بس راح احط فيديوهات من show. Salam alaikum. Salam alaikum. Gheorghe, mersi mult, frate. Mersi din suflet.
Vă mulțumesc din suflet, să știți că e foarte, foarte, foarte mișto să văd așa toate urările astea. Știți că eu n-am făcut, cred că e a doua oară când fac live din ăsta. N-am greșit limba, Diana. Chiar am vrut să o greșesc, să o greșesc între ghilimele. Roxana, ok, dar să știi că îmi doresc foarte mult să fii, îmi place mult cum când și chiar vreau să te văd în realitate. Să dea Dumnezeu să vină ocazii în care să pot ajunge acolo. Mămica vorbește, să înțelegem și noi români din țară. Am vorbit română, trebuie să împac toată lumea. Omar, te-ai acuzat vreodată că ai fi un terorist din cauza că ești musulman? Doar întreb, nu sunt rasist. Doamne ferește, Doamne ferește. Chestia asta e... Nu sunt eu în stare să o înțeleg, știi? Adică mai bine mă pun și învăț niște lucruri teoretice, muzicale, sau mă pun și îmi fac rugăciunile decât să stau eu să înțeleg chestiile astea. Nu mi-e de ajuns că trebuie să învăț biologie, geografie, toate astea. Aolo, Doamne, când mă întorc în România, acum mă pun iar profesorii să învăț. Bine, nu se știe dacă o să învăț, dar acum fiecare cum dorește. Da. Să vă arăt cum am îmbrăcat astăzi. Fiți atenți. Stați că nu știu cum să întorc camera. Uitați. Asta este ținuta mea. Cu asta o să apar în această seară frumos la spectacol. Acum să îmi vedeți fătuca din nou. În momentan tocmai ce am făcut vocalize și nu am voie prea mult să-mi forțez vocea, pentru că trebuie să cânt, o să cânt. Nu am mai făcut chestia asta până acum și asta e o premieră aici în Qatar. O să cânt 50 de melodii una după alta, pe un singur track, adică nu o să fie mai multe track-uri cu pauze între piese, o să cânt 50 de melodii la rând și, pardon, nu 50 de melodii, 50 de minute o să cânt la rând, în jur de 14-13 melodii. Melodii din anii 70 până în 2015, așa cum am spus și la început. Un nou single. Nu putem să zicem nimic. Tot ce e pregătit în studio acolo, rămâne acolo și iese doar când trebuie. Același telefon. Foarte bine. Văd că multă lume și ia telefonul ăsta și asez. Ce limba ai vorbit mai devreme? Araba am vorbit. Limba arabă, pentru că au venit și unii oameni arabi care își doresc să asculte limba arabă. Mulțumesc, Alin, mulțumesc pentru urare. Cei care doresc să le cânt ceva, chiar îmi cer scuze, dar vă refuz cu toată iertarea voastră, pentru că trebuie să țin vocea la un anumit nivel și să nu... Andreea Matei vrea să fie menționată în video. Doamnelor și domnilor, uitați cum o menționez eu pe Andreea Matei. Gata, am menționat-o în video. Acum e tot ok. Câți ani ai tu? 15 am, tocmai ce am împlinit acum o lună. Astăzi suntem în 19, cred, nu? 19 noiembrie, da, pentru că astăzi e show. Și mâine fac o lună de când am și eu 15 ani. Ce să zic, băia mare! Da. Bravo cu metri, străiești finule. Te pup, mersi. Da. Bine atunci, dragii mei prieteni, dragii mei fani, eu vă las și vă promit că o să revin cu filmulețe de la această petrecere la care voi cânta. Vă mulțumesc pentru urări, vă mulțumesc pentru tot, vă mulțumesc că ați venit aici. În 8 minute ne-am adunat 1000 de oameni, ceva. Ia uite, mi-a fost atras observația, gata. Se vede tot acum, nu numai că așa. Da, mersi mult că ați venit aici. Mersi că urați tot ce trebuie, totul frumos când ai niște oameni care te ajută cu urări, pentru că da, urările sunt un ajutor incredibil de mare și o să vreau să vorbesc cu voi, să vedem dacă putem să facem un live în timpul concertului. Așa că rămâneți aici pe Facebook, nu știu, să vedem cum sunt condițiile acolo, să vedem ce zice lumea. Poate după aia, dacă vorbim numai noi așa, poate se supără oamenii de acolo, dar vedem, o să îmi dau silința și poate o să reușesc să fac un live aici cu voi, bine? Ok, eu v-am lăsat. Vă pup, mersi mult pentru urarea. Salam aleikum. Goodbye.